Neața, băi fraților, ce mai faceți? Să mai ziceți bine, v-am regăsit pe Oameni Blue la un episod din seria noastră minunată de Minecraft. Iar astăzi, dragi prieteni, o să începem o nouă serie care sper să dureze destul de mult, pentru că o să fie o serie ceva mai specială, ceva mai nou, dacă îi pot spune așa. Se va numi Hardcore Skyblock. De ce Hardcore Skyblock? Pentru că este un Skyblock pe versiunea 1.13.2 cu câteva chestii nouțe, după cum puteți vedea și voi, dar am decât o viață. Practic, dacă e să mor, a murit, ceea ce o să fie destul de complicat, frate, pentru că suntem în aer, suntem în ceriș de bună cap, adică dacă eu în acest moment mă arunc, gata, am pierdut. Și de aceea am spus că sper să dureze destul de mult seria, pentru că în momentul în care mor, s-a terminat seria, eventual o să facem un alt sezon, dacă o să vedeți și voi acest lucru. Cel mai probabil o să facem mai mulți invitați aici pe seria asta, dacă, repet, vreți și voi. Hot stuff. Mamă, de cât timp nu mă mai jucam Minecraft Survival, frate, nu am nici cea mai mică idee ce trebuie să fac în acest moment. De ce sunt pe Game Mode Adventure? What the fuck, eram pe Game Mode Adventure, ok, destul de dubios. Bun, haideți să începem, dragi prieteni, clasicul Skyblock. Ideea este că avem și ceva insulițe în plus. Băi, înainte de toate, nu uita să dați ceva acolo un follow pe Instagram la zzandrei7, dacă vreți să fiți la curent cu ce fac în viața de zi cu zi. Și bineînțeles, nu uita să dați și un like acestui videoclip dacă vreți să continuăm această serie cu cât mai multe episoade și dacă vreți să aducem și mai multe persoane din brigadă aici în serie. Deci, avem acolo o insulă de End, practic. Cred că acolo intri în End, nu știu ce să zic. O insulă cu puțin training sim, nu am Optifine în cazul în care vă întrebați, deci nu am Optifine, nu pot să dau zoom. Și totuși am 1500 de frame-uri pentru că sunt în cer, logic. Insula de Nether și uite, avem acolo și portalul, frate, sunt foarte, foarte curios, vedem ce este Nether. Și, de fapt, nu ai insula de End, acolo e decât portalul. Am înțeles, bun. Hai să dăm și pe frunzele astea, frate, poate ambulan și îmi pică și mie un măr. Doamne ajută, hai cu mărul ăla aici, nemuntre, să mă grăbesc că vine noaptea și dacă se spawnează vreun mob pe insula asta, am murit, gata. Sper să nu fie fail, totuși, frate. Nu știu, vreau să-mi scrieți în comentarii câte episoade credeți că o să aibă seria asta. Sau, mă rog, câte minute din acest episod credeți că o să dureze. Pentru că dacă mor subit, cam nașpa. Hai să vedem dacă mai știu cum să fac. Mamă, bă, frate, dar îmi place deloc ce se întâmplă aici. Știți ce o să fac? O să iau eu repede. O să țin shift-ul ăsta foarte bine, băieți. Dar știi care-i treaba? Că, mamă, trebuie să fac mai repede generatorul ăla, frate. Ok, o să pun înainte de toate, o să pun aici niște dări. Mi se pare că e sensitivitatea foarte, foarte mare. Nu m-am jucat Minecraft de foarte mult timp și mi se pare totul foarte, foarte dubios. Bun, ce vreau să spun? Trebuie să fac mai repede generatorul ăla. Problema este că nu mai știu cum să-l fac, sincer. Dar aici pun apă. Se duce aici, bun. Și aici mi se pare că puneam lavă, practic, nu? Deci aici puneam lavă. Și aici puneam apă. Ia să vedem. Trebuie să pun, uite, așa. Bun. Apă aici. Stai așa să scot autodiampul că e o problemă. Apă aici și lavă aici. Hai să vedem. Doamne ajută! Bă, ne-a făcut ce trebuie acum. Hai să vedem dacă o să meargă și pe viitor. Ideea este că sunt și pe versiunea asta. Nu știu exact câte lucruri din mecanicile jocului s-au schimbat în versiunile acestea noi, de aceea o să vreau să testăm cât mai multe chestiuțe, să facem repede un pickaxe și, Doamne, sper să meargă generatorul acesta, nu mai știu cum se face generatorul, sincer. Haide. Da, mă, merge, bine, mă, este, e un achievement foarte mare pentru mine, dragi prieteni, faptul că am reușit să fac generatorul. O să, ia stai așa, hai să facem deja un pickaxe din acesta de cobblestone. Și hai să-i dăm puțin tel cu ăsta, nu vreau să iau foarte... God, deja au început să apară mobi. Nu vreau să iau foarte, foarte mult cobblestone pentru un moment, ca să nu vă plictisesc. Și nu trebuie să pierd dirt-ul. O să pun aici cobblestone. Nu trebuie să pierd dirt-ul, băieți. Mental aș putea să pun acolo... Aș putea să pun acolo dirt. Hai că se face foarte repede, îmi place. Dacă țin apăsat click-ul, nu spară blocul ăla din spate. Las că vedem dacă e să-l spară vreodată. Dar vreau să-mi mi-l și de-a mie, că de multe ori sare bloculețul ăsta mic de mi-l dă. Drop-ul, practic, sare în lavă. Și e destul de nașpa. Sunt foarte curios cum o să fie primită această serie. Mai ales că, repet, e destul de challenging seria, pentru că nu trebuie să mor absolut deloc. Și știți că eu obișnuiesc să mor de foarte multe ori, ok? Știți foarte bine că eu alegeam calea aia mai ușoară. Dar difficulty e normal. Știți care este treaba? Stai așa, dăm game mode. De fapt, nu o lăsăm așa pe normal. Este hardcore pe normal, practic. Adică, dacă mor, asta este, a murit, dar să nu apară 7 milioane de mobi. Ideea este că n-am putut să fac deja lumea pe hardcore, având în vedere că eu am descărcat harta de pe internet și în momentul în care descarci o hartă deja făcută, nu poți să-i setezi modul, știi? Ok, hai că stăm până la 30 de bucățele. Vreau să fac platforma puțin mai mare.
ca să mă pot plimba și eu liniștit pe aici și după aceea vedem, ci că avem și niște challenge-uri cum ar veni. Nu neapărat challenge-uri, niște obiective pe care aș vrea să le facem. Mamă, deci n-aveți idee cum țin shift-ul ăsta, băieți. Deci țin shift-ul ăsta să mor eu, zici că dacă nu țin shift-ul, mor în chinuri. Ceva de genul. Pac, bun. Să să pun puțin tele în jos, stai așa să luăm de aici, uite, facem așa, facem o lopățică. Vreau să, repet, vreau să chin și mai multe persoane pe serie. Și s-a mai dus o bucată de dirt. Doamne, ce urăsc că rămân așa subit fără dirt. Gata, punem aici. Asta ura mereu din tot. Nu! God damn it! Bă, frate, dar de ce nu mă pot gândi și eu ca un om normal că... Hei, o să înceapă lava să curgă. Uite așa. Haide. Mai luăm niște cobblestone de aici că avem nevoie foarte mare. La început cam asta trebuie să faci, bine, vă dați seama. În clipul următor, frate, o să fiu bazat. Deci în clipul următor o să fiu plin de cobblestone, ca să știți, ca să nu mai stăm. Așa, dar am vrut clipul acesta să fie un fel de intro, ca să știți și voi despre ce este vorba în această serie și vreau să văd cum este primită de altfel. Să văd dacă vă place, vreau să-mi scrieți comentarii, sugestii și așa mai departe, să văd cum credeți voi că am putea face seria mult mai interactivă și mult mai interesantă. Mă gândeam sincer să aduci ceva abonați. Ce părere aveți? Chiar sunt curios. Ce părere aveți dacă am aduce ceva abonați? Nu știu, fiecare sau, mă rog, odată la 3 episoade, că nu aș putea chiar în fiecare episod. Dar eventual, frate, odată la 3 episoade să vin cu câte un abonat și să facem diverse pe aici. Mai muncim una alta, știți? Ce zic? O să punem aici pe 4. Ca să pot face chestia aceasta. Nu! Trebuia să prind bucățica aia și cred că aici de desubt este același lucru. Da, ne bloc acolo să nu sap ca nebunul. Aici la fel și aici nu mai am să pun. Dar uite, pot stau așa. Adică pot stau așa și nu cred că mă lovește lava și cred că am șanse mai mari să iau și blocul. Nu? Oh, da. It really works. Aș vrea să mă duc pe prima insulă. Gen, să mă duc pe o insulă să vedem ce găsim acolo, deși nu prea sunt stacat. Eventual, aș putea să fac o armură sau ceva. Dar cum îmi fac armură? Trebuie să fac rost de cuarț. Greu, bă, frate. Cum fac eu rost de armură? Explicați-mi. Trebuie să găsesc fier. Altfel, nu cred că pot să fac rost de fier. Sau poate e ceva pe insula asta de aici? E destul de mare insula. Dacă mă întrebați pe mine, m-am uitat eu așa și părea destul de mare. Opa. Da, să luăm dirtul de aici. Trebuie să ne facem și ceva de mâncărică, că dacă imediat începe să-mi scadă hunger-ul. Oh, da. Fucking shit, man. Fucking shit, boy. Așa. Imediat o să înceapă să ne scadă hunger-ul și nu-mi place. Pa. Ia stai să vedem noi aici. Ok, acolo e generatorul. De știut. Și aici, pe margine, cred că la fel. Împinge-te, Andrei. Bă. Aparent nu e nimic care să mă ajute. Ok. Oricum aici frumos. Și hai să mai luăm puțin tel cobblestone. Mă gândeam că poate de obicei pe mapele astea mai... sau mi se pare că am citit ceva. Cred că am și citit ceva când am citit acolo despre mapă. Că ne-a spus la început. Mă rog, erau mai multe semne despre bla bla bla. Patru insule, etc. 50 de challenge-uri, dar nu mi-a spus care sunt challenge-urile. Sau cred că erau acolo, în lista aceea cu semne. Aș putea să ajung înapoi acolo, vă rog? Ce coloane am? 0 cu 0 cu 25, practic. Aparent nu cred că pot să ajung acolo înapoi. Stai. Bun, și acum... Stai să nu... Am, mă, frate, o ia lava în jos, serios? Cum ajung înapoi? Uite aici. Bun. Aici e bedrock-ul. Mai am bucket-ul ăla, mai am bucket-ul. Bun. Am două bucket-uri. Ia să luăm noi puțin de la aici ca să pot să mă ieși și eu pe sub insulă așa cum trebuie. Opa, problemă, problemă, problemă. Cărbune. Mamă, deci dacă se spawnează vreun mob și mă aruncă, o să mă enervez rău de tot, băieți. Hai să punem repede niște bloculețe pe aici. Frate, se poate spawna un mob oricând, că e întuneric, nu? Mamă. Trebuie să luăm dirtul ăsta. Ok, deci dedesubt. Bun, nu este. Nu mai este nimic dedesubt.
decât dirt-ul ăsta pe care o să trebuiască să le iau la un moment dat, nu acum, nu sunt curios acum. Hai să luăm și cavalstonul ăsta de sub insulă și aș vrea să mă duc pe insula aia de Nether. Acolo fac XP, frate, că e quartz mult, dar mă gândesc, bă, ori fi niște cufere aruncate pe acolo, oare? Ce părere aveți? Nu știu, niște cufere așa aruncate pe acolo să... să facem treabă. Hai că am luat-o și pe asta. Și acum trebuie să fac înapoi generatorul. Dar cum îl mai fac înapoi? Că n-am blocuri. Cu dirt îl facem înapoi. De ce mă întrebi? Cu dirt îl facem înapoi. Mamă, dar trebuie să-l facem, nu glumă. O să-l fac... Băi, momentan o să pun, uite, aici niște blocuri. Să nu cad ca un retard, da? Ce să facem, uite, aici? O să facem. De fapt, nu, uite așa. Să zicem că aici o să punem... De fapt, nu mai sus. Și o să curgă aici. Bun. Și trebuie, uite, așa. Asta nu trebuie să fie aici. Nici asta. Și cred că am făcut cum trebuie, nu? Aici, nu, mai jos trebuia o bucățică. Uite aici, mai jos. Și aici trebuia, uite așa. Stați că e complicată situația. Mă știți pe mine, băieți! La ce v-a așteptat? Adică hai să înțelegi, nu? Ce v-a așteptat să fac eu din prima? Doamne, ferească să facă fratele Andrei din prima. De fapt, nu mă uite bine. Pac, pac, ia. Și aici se face. Aici se face. Aici se face. Gata, ați văzut, mă, băieți. Am măcar am gândit-o, n-am mai jucat de foarte mult timp, dar măcar mă mai pricep acolo cât de cât. Pac. Păcat că n-am luat blocul. Și ia uitați aici, generator frumos din dirt, baza din dirt. De parcă n-aș avea nevoie de tot dirtul acesta să-l iau. Dar mă tot mănâncă în curs, mă duc pe altă insulă. Păcat că nu cred că o să reușesc să fac acest lucru acum. Think so. Și trebuie să punem un cufăr acolo. De fapt, știi, nici nu mai are rost să pun în cufăr, pentru că oricum dacă mor, a murit. Dacă mor, mor, zis Andrei 2019. Așa că mai bine nu încerc și gata. Ok, 16. Unde... E foarte aproape insula aia. Băi, știi ce fac? Fii atent de nu mă duc eu pe insula aia. Nu cred că o să mă duc totuși, dar fiți atenți de nu încerc eu să mă duc pe insula aia. Că toți suntem aici aia. Shift. Deci țin shift-ul apăsat, băieți. Țin shift-ul apăsat ca și cum ar fi ultimul lucru pe care l-aș face în viața asta. Pe care ar trebui să-l fac, de fapt, stai. Nu scăpa shift-ul, Andrei. Ha, mă, că ajung imediat acolo. Sunt curios ce este acolo. Hai să vedem. Hai să vedem împreună ce este pe prima insulă. Dacă tot am început acum și dacă tot n-am făcut mare lucru, haideți măcar să vedem ce se află pe prima insuliță. Let's go. Talpă. Talpă, uite, văd acolo blocul. Alea le iau, nu cred că se despawnează. Sper să nu se despawneze. Hoba. Cred că mi-a ajuns 10 bucățele, nu? Cred că mi-a ajuns. Oh, nu. Un pickaxe-ul meu. Mai facem repede unul. Mamă, o să rămân fără lemn. Bă, trebuie să replantez, dar fiți atenți. Nu mi-a picat niciun pomișor, frate. Înseamnă că am lemne limitate. Păi și spuneți-mi voi mie, dacă nu mi-a picat niciun pomișor, cum naiba replantez? Explicați-mi, vă rog. Uite, scrieți în comentarii. O întrebare foarte bună, sincer. Eu n-am habar cum fac asta. Dacă nu mi-a picat niciun pom din pomul principal, că trebuie să-mi pice un sapling, știi? Dacă nu mi-a picat saplingul ăla, cum dragi mea să replantez? Că nu am ce să replantez. Holy fucking crap. Mamă, ce urăsc chestia asta. Urăsc din tot sufletul chestia aceasta. Ok, 20 de bucățele mi-ajung. Mă duc eu lo. Haide, shift iarăși, apăs shift-ul ăsta. Bă, mie să nu scap shift-ul, sincer. Mi s-a mai întâmplat de multe ori și scăpam shift-ul oribil. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mamă, la fix. Monument, PS, good luck. Doar atât? Doar atât? Ha, mă, cream că mai e altceva pe aici. Nu, mai sunt... Deci, ăsta te duce în end, cred, la monumentul curului sau... Mă rog, ce-o fi acolo. Alt lucru mai e sub insulă ceva? Nu, că e numai bedrock. Nu cred că are rost să mă învârtesc pe acolo, dacă mai e ceva, pentru că sunt destul de sigur că nu mai este. Băi, fraților, cam ăsta a fost episodul. În clipul următor o să avem foarte mult cobblestone și probabil o să mai mergem pe celelalte insule să explorăm, o să facem multe chestii. Vreau să răspundeți în comentarii la întrebarea pe care v-am pus-o, și anume cum
Fac rost de lemn. Să mor eu dacă știu cum fac rost de lemn. N-am nici cea mai mică idee, sincer. Și de ce nu scade viața? De ce nu? Deci am full hunger, am de o grămadă de timp full hunger, dar nu scade. Încă o nebuloasă, încă o întrebare foarte bună. În fine, nu uitați să dați și voi acolo cât mai multe like-uri dacă mă susțineți și dacă vreți postăm mai multe clipuri și ne auzim data viitoare. Ceau, bă, bye bye.